Deci aveți probleme cu vulcanizarea sau cu poliția? De fapt, am probleme cu proprietatea care mă aparține în totalitate, în întregime, și am probleme cu organele de stat, în mod special cu poliția din orașul Drochea, care până în prezent încearcă să mușamalizeze și să ascundă o persoană care, de fapt, îmi creează foarte mari probleme. Deci, ca să nu încurc mai multe date, mi-am făcut aici niște schițe și, dacă îmi permiteți, am să citesc acest lucru în detalii, să vedeți despre ce merge vorba. La data de 15.04.2020, am depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Drochea, prin care am solicitat să fie trase la răspundere contravenționale trei persoane, mie cunoscute, care cu câteva zile mai înainte au intrat în această proprietatea mea, în această vulcanizare, așa, din satul Drochea, și mi-au sustras toate bunurile. Au deteriorat vulcanizarea în totalmente, au stricat, au furat, totul acolo este. Așa, pe caz au fost depuse plângeri, dar până la moment acestea se mușamalizează de către Inspectoratul de Poliție Drochea și eu la ele nu am primit niciun răspuns oficial. Concomitent cu plângerea de faptul că mi s-a distrus bunul în totalmente, așa, eu am solicitat ca aceste persoane trei să fie atrase la răspundere contravențională pentru nerespectarea prevederii de carantină în situații excepționale pe timp de pandemie, așa cum foarte multe alte persoane în Republica Moldova sunt trase, ceea ce nu trebuia eu să le trag la răspundere. Dar inspectorul de sector care a venit la fața locului și care a văzut acest lucru pe timp de pandemie, în timp ce ei îmi distrugeau imobilul și îmi distrugeau proprietatea mea. Te-ai ciudat? Văzând că eu nu primesc niciun răspuns, la data de 13, am solicitat de la Inspectoratul Drochea să remită în adresa mea toate copiile autentificate pe toate materialele care eu am vizat numele meu și a copilului meu. Cam mai multe plângeri acolo, așa? Ca rezultat, la data de 26 mai, curent, eu am primit parțial informația solicitată de către ei și copia materialului înregistrat din data de 15.04.2020. Analizând, nefiind specialist eu și analizând cu atenție toate actele care le-am primit, așa, încă o dată m-am convins că în Inspectoratul de Poliție Drochea, după părerea mea, nu se conduce de legislație. Ei se conduc după regulile lor. Ei au codul lor și fac ce vor. Dar e De ciudat multe că ori am dumneavoastră ați auzit, cerut. da, am auzit de multe ori și la televizor și am văzut cazuri cu, îmi parcă, familia care a fost, familia care se ducea la magazin și a fost amendată, băbuță care a fost amendată din pensie și care i s-a pus amendă de 22.000 de lei. Așa? Dar e ciudat, zic, că ați cerut pedeapsă contravențională când ei au comis o infracțiune. Păi ei au comis o Distrugerea bunurilor, infracțiune, acolo se califică așa, se codul califică penal ca ca o infracțiune infracțiune, și dar dumneavoastră ați cerut pedeapsă contravențională contând că e stare de urgență și poate o să aplice nu. amenzile cele mari, sau de ce? Nu, domnule, eu n-am cerut, eu am cerut ambele. Eu am cerut să fie atrase la răspundere că mi-au deteriorat și au fost la fața locului făcând chemare 902, sunând la Așa. 111, respectiv singur care facă Mă tem că aveți probleme de conexiune și nu mea. se înțelege ce mai spuneți. Mă tem că aveți probleme de conexiune și nu se mai înțelege ce mai spun. Au fost sancționate și procese verbale li s-a făcut doar la două persoane. Pe articolul 76.1, cod contravențional, ceea ce, informându-mă și analizând din toate sursele, amenda aceasta se sancționează cu 450-500 unități convenționale aplicate la o persoană fizică, adică amenda minimală e 22.000 de lei. Deci, ceea ce în tot ce am văzut eu, persoanele date au fost pedepsite de fapt doar cu 8 unități convenționale. Li s-a pus amendă doar de 400 de lei.
De ceea ce nu încape nici într-o limită nu încape. Respectiv, și nu au fost pedepsite toate persoanele, dar au fost pedepsite doar două persoane. De ce două persoane? Fiindcă ceilalți doi au venit la cererea unuia din ei, dar celălalt, fiindcă are acoperire, poliția, drochea, toți cu mătri și toți prieteni, atunci acesta poate să facă ce vrea, poate să distrugă proprietăți, poate să facă orice ar vrea, nu contează. Așa? Deci aici predomină, după părerea mea, protecționismul și cumătrismul. M-am adresat de numărate ori cu plângeri, atât la IGP, la MAE, la SPIA, deci nici din partea, la nicio instituție din cele numite, nu am primit niciun răspuns, nu au făcut nimic. Să meargă, să facă un control, să verifice de la inițial, de la început, toate cazurile, să ia, să analizeze toate materialele care sunt înregistrate acolo la poliție, la cererea mea, niciun material nu este strâns și făcut ca lumea. Totul este făcut alehamite, să nu zică că nu lucrează. Dacă nu vor să lucreze, să dea demisia, să dea voie persoanelor care sunt capabile și vor. Capul se strică de la cap, peștele se strică de la cap. Deci dacă capul conduce un întreg șir și ei nu pot lucra, atunci să-și dea demisia. Da, păi înseamnă că peștele se cade de la cap foarte sus dacă nici spia nu reacționează. Poate trebuie sesizat la CNA, la Procuratura Generală, la Procuratura Anticorupție, că s-ar putea să fie... Astăzi am depus o contestație pe baza acestor procese verbale. De asemenea, am scris și la SPIA, am scris și la DIA. Mâine, cu siguranță, mă adresez deja și la Procuratura Generală și la Corupție, deoarece nu am auzit încă un cod să prevadă o anumită pedeapsă și o instituție să decidă cum vor ei să facă această pedeapsă. Este scris în lege, legea trebuie să fie respectată. Da, aveți bănuieli sau... Odată m-am susținut că trăim într-o țară de minuni unde legea nu lucrează. Nu lucrează nimic, nu lucrează nicio instituție. Începând de la SPIA, DIA, IGP, Drochea, nimeni nimic face. Mă lupt cu morile de vânt. Aveți informații concrete că ar fi rude, colegi, vecini cu cei din poliție sau bănuiți, presupuneți că... Nu bănuiesc, cunosc, nu vreau să spun nume și familii, cunosc care sunt prieteni și care pentru o cană de cafea și un frigărui acoperă toate problemele. Sau poate o favoare ulterior. Bine, poate nu vreți spuneți în dialogul ăsta pentru public, dar e bine să anunțați și la SPIA și la Procuratură, mai ales la cea de corupție, pentru că asta e important, să se vadă legăturile, să verifice dacă n-au fost cumva în conflict de interese. Deci mâine urmează deja să mă întâlnesc cu avocatul meu încă o dată, să analizăm toate materialele și așa mai departe și să depunem plângerile. Astăzi am depus doar contestația la poliția de la Drochea și am depus la SPIA și la DIA. Mâine depunem și la Procuratura Generală și la Anticorupție, arătând, dovedind prin materialele care ei mi le-au trimis mie prin scrisoare recomandată, tot la cererea mea. Eu la cererea lor și din partea lor nu am primit de la niciun organ absolut nimic, nicio informație și n-am fost informată din ce au făcut, ce au hotărât, ce încheiere au luat, absolut nimic. Da, ați contestat procesele verbale în calitate de victimă și cereți anularea lor de ce îi scapă de amendă. Cer respectarea legii. Cer să fie pedepsite persoanele conform legii și legea să fie respectată conform articolul 76.1. Și respectiv, și nu doar asta cer, cer să mi se dea ceea ce mi s-a furat, cer persoanele să fie trase la răspundere. Mi-au deteriorat instituția, proprietatea mea privată, în totalmente au deteriorat-o, au stricat totul. Le-am prezentat și la DIA și la SPIA poze, cum a fost și cum este la prezent. Deci, eu am ajuns la nimicul cu legea, am ajuns să nu mai am proprietate privată, să nu pot să uite nimeni la ea. Deci, dar nu ziceați că ați vândut-o? Să ne apelăm la o organe să ne ajute, dar nu să ne bagi în pământ. Nu ziceați că ați vândut?
Da, am vândut-o, acum este alt proprietar, dar până a deveni alt proprietar, atunci am fost eu proprietar. Acum urmează dumnealui să lupte mai departe. A, abia acum sunteți în procedură, în tranzacție, da. Na. Exact. Complicată situație, dar na, o cunoaștem, se mai întâmplă. Sper să ajungem la apa Sâmbitei, să ajungem la mal, dar la noi în țară este foarte greu. Nu lucrează legea, mai ales în Drochea. Dar înțeleg că nu e prima dată când ați avut astfel de probleme, de conflict și când v-au răspuns în felul ăsta în doi PR organele de drept. Nu, nu este prima cerere și nu este prima plângere. Asta și este, că am 10 de plângeri făcute la ei, nimic din partea lor, nici o închiere, nimic, totul este la ei. Celelalte guvernări, deci nu depinde de guvernare, mafia e aceeași, cu epoleț veșnic. Exact. Exact. Credeam că poate are vreo legătură cu actuala guvernare, eu știu. Nu știu cu ce are legătură. Nu ai, în țara asta nu ai unde să te duci ca om simplu. Nu ca o persoană care e cu epoleți, dar ca o persoană simplă să te duci la un organ, să te plângi, să spui de problema care o ai, să depui o plângere și să fii ascultat și respectiv să se hotărască o întrebare. În țara asta nu ai unde te duce. Totul este... Degeaba avem legi bune și instituții pe hârtie dacă ele nu funcționează și nu aplică legile. Legea nu funcționează, nu în zadar lumea fuge psihotare. O să fugă toți. O să rămână numai bătrânii care sunt neputincioși și legea o să facă din ei, o să-i pedepsească pe ei cu 22.000 de lei și așa mai departe. Care nu știu mai departe ce să fac și cum să facă. Asta e. Cu asta, pe această notă vreau să finisăm această discuție și încă o dată să spun tuturor persoanelor care se luptă cu organele din țara noastră să lupte până la urmă, să nu se dea bătuți, deoarece trebuie să bați la foarte multe uși ca să se deschidă și ca lumea să te audă. Dacă nu bați, atunci ești călcat în picioare și te socot toți de proști. Lumea nu este proastă. Lumea mai poate ști, mai poate analiza, mai poate vedea. Deci nu suntem proști. Care nu dorește să lucreze în organele date, să-și dea demisia.